Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Detaliile fac diferența într-o familie. Zilele însorite, nopțile nedormite, lingurițele de terci pe care le mănâncă fiecare copil, jucăriile împrăștiate, curățenia făcută sau lăsată baltă, bucătăria lună sau nu prea. Uite, asta este adevărata fericire într-o familie. Atunci când această fericire se împarte în bucăți egale, e și mai complicat de distribuit rolurile. Tocmai de asta, în această seară, am pe canapea o familie care a visat an la rând bucurie pe care o trăiește în prezent. An la rând au încercat să-și imagineze cum ar putea să arate copiilor. An la rând și-au imaginat cum acești copii fac gălăgie, cum nu-i lasă să doarmă noaptea și nici ziua, cum nu-i lasă să discute între ei, cum le împrăștie toate lucrurile din casă. Ei, mama și tata, își imaginau asta ca pe cel mai fericit lucru de pe fața pământului. Și Dumnezeu în final le-a binecuvântat, nu cu unul, nu cu doi, ci cu trei copii deodată. Așa că merg să-i salut și sper copiilor să lase astăzi să discute în liniște. E vorba de familia Lipetski. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Andrei și Tatiana. Și ca să facem cunoștință de plină, e vorba de Andrieș, de Sofia, yes, și Mia. Acum eu îi întrebam, dar cum reușiți să-i deosebiți, cum faceți față? Și Tatiana mi-a explicat tare simplu. Care-i mai mășcățică e Sofia, care-i mai mărunțică e Mia, dar pe Andrei n-ai cum să-l încurci, că el este un cavaler adevărat și mai are și papionul la gât, să vedem dacă rezistă până la sfârșitul imprimării. Vi se citește bucuria în ochii, oameni buni. Și mă bucur că ați fost tare receptivi și din prima ați acceptat să veniți la emisiune. Asta înseamnă că ceea ce trăiți acum, ați visat-o de zeci, de sute sau chiar mii de ori. Da, așa este? Da. De câte ori ați visat momentul ăsta? De câte ori v-ați imaginat cum mergeți în ospeție cu toți copiii? Cum îi îmbrăcați și chitiți așa frumos și ieșiți cu ei în lume? Timp de 12 ani, vă imaginați, au fost, nu zeci de ori, dar într-adevăr mii de ori ne-am imaginat acest lucru. Îl doream, cred că, la infinit. Nu erau momente când să renunț. Ei, cum? Erau momente când renunțam atunci când erau careva eșecuri. Căci am avut un drum destul de lung și anevoios de tot. Dar uite că, datorită soțului, sigur, el a fost cel care a fost optimist, pozitiv mereu și eu când cedam, când intram în depresie, el mi-a fost alături, un bun sprijin și a zis permanent, auzeam fraza, drept că o rostea în rusă, dar spunea că un as budu, dieti, adică permanent spunea că noi vom avea copii ai noștri, chiar dacă eu atingeam diferite teme, chiar și de să-mi fiem, chiar și am mers, așa am făcut eu, el nu dorea acest lucru, că se temea cum am să reacționez eu, dar eu cumva mai șmecher am zis că hai să facem, am participat cu niște donații și ați eu cu ideea casă, mea. Da, da, am mers la un internat din orașul Bălți cu cadouri, cu daruri și dar am înțeles că cred că nu sunt nici eu pregătită pentru acest pas. A fost prea trist ceea ce ai văzut fost, acolo? Da, a fost prea trist de tot. Eu nu m-am așteptat la ceea ce am văzut acolo. Poate, nu știu, nu am mers la internatul potrivit pentru prima dată. Tu poți să vizualizezi ce ai văzut acolo? Copii. Eu am văzut copii mari, mici. Copii mici, copii abandonați, copii bolnavi, prea mulți, copii izolați. În acea zi era ceva o sărbătoare, nu-mi mai reamintesc. Am colaborat împreună cu formația Lumea, Irina și Serghei Covaci, suntem și prieteni și
noi suntem și cu 5 zile diferență de sarcină, adică noi pe 16, ea pe 21. Cu ultima sarcină, cu ultima ei sarcină, dar nepoțica pe care noi am crescut-o, cred că am să revin la această temă, era prietenă și într-o grupă de grădiniță cu Liza, cu fetița lor mai mare. De acolo și-a început toată. Și atât cu ei am mers și era o zi de sărbătoare, ei au organizat foarte frumos, clovni, una alta. Dar când am văzut că undeva într-o sală, într-o auditorie, copiii priveau peste fereastră și triști și ăștia afară joc, se jucau veseli, eu am zis, dar ce e cu ei? Ei sunt izolați, că aveau careva probleme de sănătate, da. Gălăgia asta e obișnuită în familia voastră, da, nu? Da, eu nu reacționez. Asta e liniște. Asta e ceva ok. Foarte liniștit. Mese de sticlă, cu siguranță, nu vă permiteți în gospodărie. Nu, noi chiar recent am trecut într-un alt apartament și când mergeam să procurăm mobilă, deodată era exclus mese pătrate, scaune cu colțuri, permanent. Iată, asta e frumos. Zic, nu, ne trebuie fără cod. Dar de ce atât de categoric? Noi avem triplezi, gata, clar. Viața voastră se împarte cu siguranță până la și după nașterea copiilor. Pe interior, v-ați schimbat de când sunteți părinți cu acte în regulă? Alte valori? Mese rotunde? Da, mese rotunde cred că deja au apărut mai multe decât au fost și cu alte tematici. Clar că și dacă pe timpuri stăteam, discutam la cei ce, mă rog, dorința pe care o vrem, ce să facem, cum să facem, adică era o temă, era o singură dorință de anul nou. Asta era tabu, nu se mai discuta. O dorință și atât, un vis și atât. Mă gândeam că am să-l realizez, va fi mai ușor să respir. Acum vreau să zic că nu e mai ușor. Dar e mai interesant, e mai multă culoare. Deja mai multe dorințe avem, mai multe vise. Clar că vrem să avem o căsuța noastră, undeva suburbii, ca să mergem măcar în weekend, să aibă ei unde alerga. Căci în apartament clar că e greu pentru ei, dar chiar și pentru noi. Tu și la capitală ești de foarte puțin timp, din câte am înțeles, mi-ai zis așa de interesant, și că eram însărcinată și m-a dus soțul ca pe o pisică în sac în mijlocul orașului. Voi v-ați început viața de familie la Bălți, da. Acolo v-ați cunoscut, acolo a crescut dragostea voastră. Vai, ce frumoasă ești, dar pot să te țin eu în brațe un pic? Vii la tante! Frumoase sunt prințesele voastre. Bălțul este capitala iubirii voastre până la urmă. Bălțul în genere, cred că încă până la moment, este orașul de suflet, cum noi, da? Nu știu, cred că am nevoie de timp ca să mă acomodez la ceea ce se întâmplă acum cu mine. Căci normal că pe timp de sarcină nu prea m-am preumblat, deoarece eram izolată prin spitale, apoi am născut și cu trei nu prea e vesel să ieși. Așa că clar că nici nu cunosc practic orașul, doar cei ce mă înconjoară, mersi că e mai dezvoltat și am de toate și nu mai am nevoie să merg undeva. De ce v-ați unit destinele la Bălți? Aș vrea cumva să dăm din casă, să vorbim despre meserii, despre felul vostru de a fi, pentru ca să ajungem la timpul prezent și să ne reîntoarcem la prezentul pe care îl trăiți în 5. Hai, vine la mine, să-mi dai și mie. Vino! Ați făcut un colegiu de muzică împreună. Da, cuplul nostru a început aerofonă, tare frumos pentru o femeie. Da. Acum zi. Noi din 2002 suntem, de fapt eram colegi de grupă plus și colegi de bancă. Soțul este vorbitor de limba rusă, mă rog că este de la Briceni, e ceva ok pentru regiunile de acolo. Și el s-a așezat cu mine într-o bancă ca să-i fie mai ușor la limba română. A, deci copia de la tine. Nu, el nu copia, el mă ruga întâi să-i scriu lui. Tu făceai dublu, trebuia să faci triplu de pe atunci. Eu spun toți secretele. Și apoi deja făceam pentru mine. Și dacă primul an nici nu am tras atenția, cred că unul la altul, eram, nu știu,
categoric diferiți. Uh-huh. Cred că după, nici după temperamente, cumva, la sigur, nu ne vedeam noi împreună. Dar uite că cu timpul ceva s-a schimbat. Hai să-l întrebăm pe Andrei. Andrei, da. De ce ți-a plăcut fata asta? Nu pentru că vorbește română. Cred că altul era motivul. Era veselă, era interesantă, își dorea o familie. Și-a mult interesantă, nu mai era. Acum bănuiesc că e o mamă chinuită pe alocuri, pentru că nopțile nedormite se adună. Alergatul zi de zi după copii o surmenează? Sau e și mai frumoasă decât e mamă? O fost și atunci frumoasă, și amul este frumoasă. Nu știu cum să explic asta. Radiază de bucurie. Așa, și gata. Și ne-am îndrăgostit. Ați locuit la Bălți, ați activat o perioadă acolo, până tu ești vinovatul. Tu ai venit în capitală. Activezi în cadrul Ministerului Apărării, ce faci? Cu ce te ocupi? Ești artist cu acte în regulă. Ce faci în cadrul unui minister de forță? Militar. Sunt militar armate naționale. Cum te-a găsit ideea că trebuie să lași Bălțul, care ți era foarte aproape de suflet, și să vii în Chișinău? În primul rând a fost pentru siguranța copiilor, siguranța soției. Așa am decis că de, la Chișinău, Chișinău? Chișinău e mai... Mai sigur? Pur și simplu, pe parcursul sarcinii, până pe la 22 de săptămâni, a fost totul ideal. În genere, nici nimeni nu bănuia că sunt trei sau ceva de gen dat. Apoi au apărut careva probleme de sănătate legat de minut de sarcină. Sarcina parcurgea totul super. Și am înțeles că acolo nu mă vor ajuta, deoarece, în primul rând, nu era specialist în domeniu, în domeniul hepatologiei, ca să mă ajute pe mine. Și am zis că nu pierdem timp, căci stătea sub semnul întrebării chiar și sarcina, chiar ziceau că ar trebui să o oprim, cred că, deja la un termen destul de mare și cu atât chin și necaz. De câte ori ai auzit pe parcursul vieții că ar trebui să oprim sarcina sau că nu mai poți duce sarcina? Așa, în direct, o singură dată, acum când deja la termen atât de mare. Dar până la asta am mai avut 4 pierderi de sarcină, la termen mai mic, și o sarcină extrauterină. Deci era o adevărată catastrofă, să da, se spună da, lucrul ăsta. Da, am avut și destule intervenții chirurgicale pe timpuri și am venit, ne-am așezat în mașină și am venit aici să clarific situația cu sănătatea mea. Și am fost internată la spital, în secție hepatologie, acolo mi-am mai revenit, mi-au dat voie acasă pe scurt timp, asta a durat cam o săptămână și apoi iarăși trebuia, deja până la naștere am stat practic internată la spital. O sarcină grea, problematică, cu mult stres și cu multe emoții, cu o casă nouă, cu un loc nou pentru tine, greu de acomodat. Andrei, ai făcut față situației? Bănuiesc că ție ți-a fost și mai greu decât Tatiana, pentru că tu erai omul care trebuia să dea încredere și să dea impresia că totul e bine și totul e ok. Multe ori Tatiana avea un stres și... că era gravidă și era greu și pe urmă s-a născut copilaș și eu fiecare dată mă storiem să o... Să zâmbești pentru doi? Și pe urmă pentru trei. Eu despre prezent o să vorbim mai încolo. Pentru mine este importantă perioada asta când ai înțeles că ești însărcinată, că s-ar putea să meargă de data asta. Nu știu, de data asta a fost cumva altfel. Dacă până la alte încercări era o frică oarecare, fiecare în consultație la medic era cu un stres, cu tremurici, cu... Aici, nu știu, eu am mers cumva pregătită, și moral, și fizic, și psihologic, absolut din toate punctele de vedere, căci m-am pregătit. M-am pregătit foarte minuțios de data asta. Ai crezut în tine, cred da, că... am zis că sau acum, sau dacă nici acum, era la sigur să pun așa un punct destul de mare. Căci prin depresie am fost nu doar o dată,
Dar de foarte multe ori. Cum te simțeai ca și femeie când vedeai în parc mame cu copii? Știți, desuri mă străduiam cumva să fug cu gândul. Uneori parcă simțeam chiar și, nu că invidie, dar îmi era obișnuitor. De ce? De ce? Uite, cu mine se întâmplă asta. De fapt, toate mămicile, femeile, de fapt, care nu au posibilitate sau nu au ajuns încă la o sarcină mult dorită, toate își pun această întrebare. De ce eu? Cu ce sunt vinovată eu? Și era complicat. Era complicat, dar din toate depresiile m-a ajutat, clar că soțul a fost alături permanent, dar și nepoțica noastră. Eu vreau să vorbim despre ea, că după asta vine un omuleț tare drag vouă aici la discuție, o să vă ajute, probabil să vă și concentrați. Da. Nepoțica e din partea surorii mele mai mici. Ea, având careva dificultăți în familie, a plecat peste hotare. Și a rămas fetița cu noi, Daria. Daria avea un anișor. Daria avea un anișor când noi am început să ne implicăm în educația ei. O luam la noi pe 2-3 săptămâni, noi locuiam cu mămica mea. Noi mergeam la serviciu, mai rămânea mama sau toți, apoi deja și mama lucra, pe ea o duceam la grădiniță, adică ne-a implicat totalmente. Apoi o mai dădeam înapoi să-și aducă aminte de mama. Iarăși o luam, dar deja de la 4 ani de zile, noi am... Sora a plecat și gata, ea a rămas. Câți ani aveați atunci? Păi dacă 4, cât se primește? 29 eu aveam. A, nu, stați, că ea a stat până la 8 ani jumate la noi. Așa no, că... Vreo 20... Eu aveam 25 de ani. 25, nu foarte mult. E destul de complicat să ai grijă de un copil străin, străin de sânge. Da. Pentru că responsabilitatea este și mai mare. Este dublă, este o responsabilitate foarte mare. Permanent trebuia să întrebăm, trebuia să ne consultăm, ce, cum. Necătând chiar au momente când trebuia prompt de hotărât, de decis, sau mai ținea uneori problema și de acte, chiar mersul la școală. Deci voi ați mers în clasa întâi cu Daria, da, în calitate de părinți. Da, da. Soțul permanent participa ca tătic la matinee, dansuri, între era... Știau părinții ceilalți că nu sunteți părinții adevărați? Eu nu mai... Era o parte, cred că știau, bine, dar... Bine, adresările erau mama, tata, nu, Daria. Nu, nu, nu. Noi nu am pus acest obiectiv sau accent pe aceasta. Ea de mică ne știa de Tatiana și Andrei. Cineva zicea, de ce măcar nu ne zici cumva tanti sau ceva de genul dat, dar ea tot era vorbitoare de limba rusă sau tiotea. Când îi spuneam, ea zicea, se uita, nu, ea simțea o distanță dacă ne numea cumva altfel. Și noi am zis, de ce nu? Mama și tata ne zicea doar când ieșeam afară, când erau copii. Și înțelegeam, deci mai ales când soțul venea de la serviciu, ea înaintea lui permanent striga papa, papa. Deci frustrarea copilului care își dorea să fie. Ea vedea copiii, da, cum alergau în fața părinților și ea repeta ce și nu vroia cumva să... Mulți nu cunoșteau că noi nu că suntem... Că nu e copilul vostru biologic. Da. Cât de greu vă-ți da, să zi Andrei? Era un caz că nu la grădiniță era. Tatiana a venit după dânsa și un copil i-a spus că... Ea stătea la fereastră și mă vedea și bucuroasă că eu, dar eu văd că ea zâmbește și într-un moment, câteva secunde, plânge. Și ea plânge. Eu m-am speriat, zic, cum? Eu în fața mea și copilul și-a schimbat emoțiile în câteva secunde. Într-un rapid, dar ce s-a întâmplat? Păi uite, băiețelul dat a zis că tu nu ești mama mea. Eu zic, uite, el are o mămică, dar tu bucur-te că tu ai două. Tu ai pe mama ta și mai ai și pe mine. Tu ai două, de-aia nu-mi treabă. El are două mami, nu n-are. Și din ziua aceea nu a mai fost niciodată frustrări pentru ea. Sau să se permanent spune cum ne-a dve mamă. E permanent asta spunea. Cred că tare greu v-ați despărțit de Daria. Daria acum este împreună cu mămica ei. Da, a fost o despărțire neplanificată, neașteptată de nimeni, nici de mamă, nici de Daria, nici de noi.
sarcina parcurgea, întrebarea în familia noastră nu a stat că ce facem cu Daria, că deja vom avea pe ai noștri trei. Nu, Daria rămânea, eu chiar mă gândeam când va fi mai ușor, că, mă rog, mai mărișoară, chiar uneori un cărucior să-l legine sau simplu să stea alături să vadă, dacă nu se trezesc, deja este un plus. Dar toate chestiile astea cu schimbări de serviciu ne-au dat peste cap absolut totul. Deja era luna august, în septembrie Daria trebuia să meargă în clasa a doua. Aici încă nu știam unde vom locui, unde să dai copilul la școală, la ce cartier. Era complicat și mai ales că eu stăteam în spitală internat și nu mă puteam preocupa de toate aceste organizări, soțul la serviciu și normal că... Și uite, mamica ei a zis că să nu vă mai creiem atâtea probleme, a venit simplu și a luat într-o bună zi, foarte rapid totul. A fost complicat, foarte complicat pentru ea. Eu n-am să uit niciodată acea zi. Papa! Plângeți și astăzi la telefon când vă întâlniți? Mă străduiesc să nu o fac, mă străduiesc să nu o fac, căci ea, permanent. Atât mine și îl iubiți, adică sunt niște fraze așa mai... care taie. Dacă s-ar întoarce azi Daria înapoi, familia voastră, te ia patru copii. Da, adică nicio problemă, nu stă... Ea știe că ușa noastră permanent pentru ea este deschisă. Hai să fii omul cel care știe să șteargă lacrima și de tristețe și de bucurie. Este... mama care ceartă, iartă și are grijă întotdeauna să te ridice de sus. Am să merg acum să o întâlnesc pe doamna Maria. Bunica fericită, vreau eu să cred, pentru că orice mamă este bucuroasă dacă o fiica ei este și ea mamă la rândul ei. Astea se le duc bunicii, da? Merg atunci la bunica cu cele mai dragi daruri, bănuiesc, și casa ei, la fel ca și casa familiei Pelipețchi, e plină de jucării micuțe pentru copii. Vii cu mine? Doamna Maria, eu vreau să veniți aici în lumina reflectoarelor. E un motiv de bucurie pentru fiecare om. Vii aici, nu? Bună seara! Haideți că noi din pereche vă... Stați un pic aici așa în lumina reflectoarelor să vă vadă lumea de acasă. Ia spuneți-mi! Are timp fiica dumneavoastră astăzi să mai stea cu mama la povești? N-avem timp, așa să vă spunem, numai noaptea doar. Dar noaptea când stă bănuiesc că tata cu... Dar nu vreți să luați din asta când coborâți? Te duci la bunica? Că e în altă scenă asta a noastră. Mai aveți nepoți? Mai avem. În afară de Daria? Daria avem și pe Nikita. Nikita e de la... Mare de la aveți trei fete. Trei fete, da. Și Tatiana e fiica cea din mijloc. Da. Mi se pare o femeie foarte și foarte puternică, fiica dumneavoastră. Nu? Dar să vorbim despre asta când ne așezăm. Așa că vă rog să luați pe Andreea și Junior și să mergeți să vă așezați. Iar eu o să invit aici, alături de mine, un om care înțelege cel mai bine ceea ce se întâmplă în studioul ăsta. De ce? Pentru că are și el acasă trei copii de o seamă, dar cu caractere diferite. E Oleg Donțu. Oleg, vreau să vii alături de mine, așa cu floare la pălărie, astăzi vii de parcă ești Flacău. Dar de fapt acasă, salutare omule. Acasă ai și tu, exact așa, trei comori. Da, într-adevăr, am trei îngeri dați, de la Dumnezeu lăsați. Noi am vorbit despre ei în studioul ăsta. Noi cumva am fost printre primii care au încercat să dezvăluie emoțiile unei familii de tripleți. Te descurci astăzi? Da, slavă Domnului, cu ajutorul bunicii, cu ajutorul bonei, cu ajutorul mamii, tatei, ne descurcăm. Acum și voi stați tot la bălți. Da. Și ai făcut repede naveta până la Chișinău, ai găsit cu cine să stea copiii? Sigur, cu mare plăcere am venit la invitația nevoastră, mai ales când pentru această familie frumoasă, tot cu trei îngerași, cu mare drag. Să știi că femeile astea se cunosc între ele. Am înțeles că Diana și Tatiana au participat într-un show unde erau doar gemeni și tripleți, ele se cunosc. Știu ofurile una celelalte, dar cred că și tu cu Andrei ai teme comune de discuție. Sigur, am înțeles că tot din domeniul muzicii faci parte. Exact, sunt și ei artiști cu acte în regulă, doar că așteaptă să mai cresc copii și o să-și ia și ei având altfel. Eu te las să ne cânti, e melodia aia care te caracterizează pe deplin, te simți mândru că o cânti, după care vii și te așezi lângă mine. Cu mare drag!
ești sfânt și bun, mi-ai ales al vieții drum. De toate mi-ai pus pe el, de când eram tinereu. Mi-ai pus pe sfânta mea cruce, atât cât am putut duce. Mi-ai dat mândră ca o floare și glas cu nimeni nu are. Doamne, multitule știi, căsuța fără copii. Te-am rugat să nu ne lași, să avem și noi copilași. Tinerețe trecătoare, te duci ca din pom o floare. Cu credință în rugăciune, noi tot așteptăm minune. Și într-o zi vestinii dată, că vom fi mamă și tată. Ni s-a împlinit un vis, cerul parcă s-a deschis. Doamne, multitule știi, căsuța fără copii. Te-am rugat să nu ne lași, să avem și noi copilași. De când vestea ne-a fost dată, viața toată a fost schimbată. Avem pentru cine munci, iubirea cui dărui. Doamne, Tu cu îndurare ai făcut minune mare. Ne-ai dat în casă copii, nu unul deodată tri. Doamne, multitule știi, căsuța fără copii. Te-am rugat să nu ne lași, să avem și noi copilași. Doamne, multitule știi, căsuța fără copii. Te-am rugat să nu ne lași, să avem și noi copilași. Caterina cu ei, trei copii, trei îngeri dați, de la Dumnezeu lăsați. Ei ne sunt toată averea, speranța și mângâierea. Doamne, multitule știi, căsuța fără copii. Te-am rugat să nu ne lași, să avem și noi copilași. Să-i vedem râzând în prag și să-i creștem cu drag. Numele ne-l vor purta feciorii și fata mea. Măi, melodia asta e scrisă exact pentru tine și îți vine ca o mănușă. Acum îmi dau seama că nu știu ce e mai bine, să ai doi flăcăi și o prințesă sau să ai două prințese și un flăcău. E pe invers ca situația ta. Păi eu cred că și așa și așa e bine. Principal să fii sănătoși. Să mai cuminți băieții decât Ecaterina? N-aș spune. Nu? Dar e unul capul tuturor peripețiilor în casă? Unul care conduce? Da, Ecaterina, Ecaterina. Ai vezi că asta ziceam. Și în familia voastră, cum e cu... Cine pornește Ghiulceava? Cine a dus cizmele în baie și le-a înnecat în apă? Andrie. Nu a părinților, dar a surioarei. Dar, de fapt, mai activă este Sofia. Aha. E, în permanent e unul care pornește toate lucrurile frumoase. Andrie și așa, el manipulează, el îmbrață toată ziua. Eu uneori chiar zic că mulțumesc că e un băiat și două fete și nu invers. Îmi dau seama că nu le e ușor, căci băieții sunt un fel mai mufturoși și... Nu știu, așa mie îmi pare. Sau că a mie așa este, dar... Mai sensibil. Tu îmi ziceai că Andreș al vostru e mai sensibil cumva. Da, cere atenție întotdeauna. Atenție maximă. De obicei fetele sunt mai cu atenție. Nu, este mai... e unul de asta așa. El simte că e unul. Da, cred că. Și din partea soțului e primul nepot băiat, da? Mm-hmm. Se primesc patru fete nepoțele.
ele și el e unicul. Și din când vine ceilalți bunei, clar că Andrieș e dus doar în brațe. Și mai ales că când am născut, bunica Elena a fost prima care ne-a ajutat. Aha, e mămica lui Andrei? Da, mămica lui Andrei. Și ea permanent numai cu Andrieș în brațe. Până eu într-un moment deja zic soțului, tu ai observat că mama îl ține doar pe el. Neavând fete, ea avea practică doar cu băieți și îl ținea doar pe el. Cam așa a fost. Doamna Maria, cum v-a găsit vestea asta de tripleți în familie? Foarte bine, foarte mă bucur. Mult am așteptat ca să avem. A fost o graviduță mofturoasă, cu pofte mari, cu voia căpșuni la miez de noapte? Nu. Uneori mă nervam, chiar nu vrei nimic. Nu, cum așa, eu vreau magazin să mai... Voiai să te faci important. Să mai aduc, mai duc. Când venea de la serviciu, mă telefona permanent și mă întreba ce trebuie. Eu zic, nimic, doar dacă ție trebuie ceva. Nu, chiar nu vrei nimic. Zic, nu, uite, am de toate, am fructe, am legume, atât, zic, de ce am eu nevoie? Șută-ți de remine! Ce fel de gravidă ești tu? Că eu știu că gravidele sunt ufturoase, au pofte, au bucată de noapte. Mai ales că atâta timp ai așteptat să fii însărcinată. Da, da, poate uneori trebuia să simulez, dar nu. În momentul în care ai aflat că ești însărcinată cu tripleți, ai început a căuta femei care au aceeași poveste ca și tine? În Moldova e o asociație tare frumoasă, Asociația Părinților de Gemeni, de acolo sunt tare mulți cu tripleți. Da, păi am vrut de ieși să vorbesc despre această asociație, cărui mulțumesc foarte mult, dacă sincer, acolo am găsit liniște, acolo am găsit foarte mult ajutor, susținere, fără careva, nu știu, să mă învețe, uite, exact așa, adică într-un fel calm, se explica. Deoarece suntem acolo pe aceeași... Acolo toate erau ca și tine. Da, da, și să noi ne știm. La niște întrebări care... Și ne dădea într-adevăr, nu trebuia să caut undeva. Cât de des vine bunica în ajutor? Păi bunica locuiește cu noi. A, deci ați venit la capitală cu toată gospodăria. Da, da, bunica a venit cu noi nevrând, cred că așa a fost să fie, că... A avut un accident la serviciu și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și a fracturat coloana vertebrală. Și da, ea este acum invalid de gradul 1. Dar reușiți să vă țineți nepoții în brațe? Pentru că eu foarte repede vi l-am înmânat pe Andrieș în brațe. Așa, mai cu greu, ne străduiem mai puțin. Avem norocul, cred că au început ei să meargă mai devreme. Aha, și bunica trebuie să meargă în două acum, nu, ca să-i prindă. Știți, noi nu am avut. Iată, sunt copii care trebuie să-i ții de mânuță. Dar ei s-au sculat și au mers. La 11 lunițe fetele și fix de ziua de naștere la un anișor, Andrieș a mers. 12 pași ca un soldat, i-a făcut din prima. Doamna Maria, dar dumneavoastră din prima i-ați deosebit? Da. Ați înțeles care-i Sofia și care-i Mia? Ce le făcea diferite? Pentru că Mia este mai mărunțică. Așa au fost și deodată? Da. Ea s-a născut din kilogram și jumătate. Și apoi Sofia și apoi îndășelul. Dar cine e cel mai mare dintre ei? Mie, deși era cea mai mică, e cea mai mare ca și minuțele, nu? Că acolo nu putem vorbi de ei. Un minut, diferența de un minut. Sofica și Andrei. Mie. Rămâneți vreodată să-i hrăniți pe toți trei? Vă lasă Tatiana și Andrei acasă? O lăsăm. Trei scăunele? Da, tot trei. Trei scăunele, trei pătucuri, trei scăunele, auto, trei scăunele de hrănit. Trei. Și care e mai mâncăcios? Cine mănâncă primul din farfurie? Sofica. Sofica cea mai bravă. Asta o să fie liderul ghidușiilor. Da. Cuvânt care vorbește neama-neama, neama-neama. Da, neama-neama. Voi când sunteți trei în casă, vă luați fiecare câte un copil?
Dar nu, nu avem... Aveți fiecare un preferat, nu că iubiți mai mult, dar, de exemplu, unul se trage la bunica, celălalt se trage la tati. Asta este exclus. De ce? Pentru că așa au fost în familia mea, trei fete. N-am putut să le iubesc pe una diferit. Mai tare, pe una mai... Mai puțin? Dar ce vârstă e? Ce diferență de vârstă e între ele, între fiicele dumneavoastră? Câte trei ani. Da, cu cea mică, patru. Cu mai mare, trei ani, trei zile. N-am dat voi, noi, eu cu soțul, nu ne-am dat voi ca să iubim câte o fată numai. Dar trei, ce să facem cu ea? Așa că atâtii trei, atâtii trei. Le cumpărăm ceva, la atâtii trei ne ducem. Nu îmbrăcăm pe una, dar pe două le lăsăm. Cum? Cât de mult ați suferit ca și mamă toată perioada asta în care Tatiana nu a reușit să rămână sărcinată? Și aici știți la ce mă refer? La gura lumii, la vecinii care zic... Da, și nu fac ei niște copii. De una am avut probleme de astea. Mă întrebau, nu-i gravidă fata ta? Nu-i gravidă, că o vedea că ea a fost plinuță la noi. Neapărat vorbim și despre asta. Și eu îi spuneam că nu. Dar ce burtă asta ea are dinainte? Uh-huh. Eu zic, sunt greșit. Și întotdeauna mi se duceau lacrimi când îmi dădea așa întrebare. Uh-huh. Cât de multe rugăciuni ați pus ca și mamă în fața lui Doamne, Doamne? Tare mult. La multe biserici am îmblat, la multe mănăstiri și i-am îmblat cu soțul, pentru că trebuie. Căutați explicații la durerea asta? Tare mult, că e tare greu ca să nu aveai copii. Tare greu. Stai singurel, numai pentru tine, asta nu-i viață. Nu-i interesant. Dar probabil că ați suferit la fel de mult când fiica dumneavoastră mai mică a lăsat-o pe Daria aici. Foarte și a plecat. Mic. Multe ori eu îmi puneam întrebare, de ce ea nu e alături cu mama ca să nu fie cu ei? E de a mă spune tata, mama. Dar vedeți că acum le-e și mai greu. Da, mult e mai ușor. Ei au făcut ca un fel de practică cu ea. Da, eu permanent am spus că îi mulțumim Dare că ea ne-a dat școala de părinte. O școală foarte bună, cu grădiniță, cu școală, cu teme de acasă. Am zis că ea era vorbitoare de limba rusă, dar eu am zis nu, dar ea mergea la școala română, locuim în Moldova, e ceva normal. Știind că soțul la fel, fiind rus, îi mulțumesc părinților lui că s-au gândit la viitorul lui și l-au dat la fel, școala moldovenească a făcut pe timpuri. Și asta chiar îi prinde foarte bine acum la moment. Eu întotdeauna mă... Asta, în primul rând, trebuie să cunoști dacă trăiești în țara... Ia mai zi o dată. Da? Mie foarte mult îmi plac oamenii care vorbesc mai multe limbi. Și aici nu e vorba de vorbitori de limbă rusă. Mie îmi place la nebunie limba rusă. Literatura rusă pur și simplu o devorez. Dar e un respect aparte față de oamenii care reușesc cumva să fie pe aceeași lungime de undă cu tine, să înțeleagă ce vorbești și să-ți răspundă la fel. Dar asta nu înseamnă că voi n-o să vă învățați copiii să vorbească și limba rusă. Nu, deoarece noi acasă practicăm. Nu, noi acasă practicăm două limbi, da. Și rusa și română, dar clar că la bază stă română, cum noi, da. Eu cred că voi cel mai mult visați acum să mai crească pe copii să-i puteți da la grădiniță. Nu să zic că visez la asta, căci nu știu ce mă așteaptă atunci. Deja începutul trebuie... e greu. Pentru mine e mai problematic, trebuie să-mi găsesc ceva de serviciu deja. Adică, necătând că eu încă sunt angajată a colegiului de muzică de la Bălți. Mă rog, sunt în goșe de maternitate și nu știu ce va fi mai departe. Cam să revin, că am să preiau aici deja ceva, altceva nou pentru mine. Clar că este puțin mai dificil. E o viață nouă din capul locului pentru tine. Da. Casă nouă, familie înnoită, cumva o viață nouă, un oraș nou, care vreau eu să cred că te-a primit cu brațele deschise și cumva o să reușești să te încadrezi aici, ca și prieteni, vecini și așa mai departe. Da, noi chiar mulțumim foarte mult. Am fost foarte bine primiți. Eu nici nu m-am așteptat de colegii lui Andrei de la serviciu. Ule, nu ne pierdem. Tu cum te descurci? Hai să nu te pierdem din vizor. Din câte eu am înțeles, Diana mai și lucrează.
Ea mai mult e aici în capitală, tu cu haiducii tăi și cu prințesa ta stai la bălți împreună cu bunicii. Vai de capul bunicilor, Andrei, toate grijile sunt capul lor. Desigur, 3 zile soția lucrează la Chișinău, după care vine la bălți și schimbăm de amutura 2. Ies eu la serviciu 4 zile și de acum stă soția cu Bona, cu bunica și cu băiței și cu fetiță. Cât de chinuită este bunica voastră? Nici nu mai spun. Sunt nedormite. Iată acum seara mă duc acasă, sunt doar eu, bunica și bunel. Și fiecare avem câte un. Alexandru de la o vreme este cel mai mâncăcios. Mănâncă practic la jumătate de oră, toată noaptea. Dați seama, noaptea nu mă încerc să adorm. E un puseu de creștere, nu? E o noțiune modernă. Și ce mai cu minte e Ecaterina. Ea mănâncă seara la 10 și dimineața la 6. Toată tu noaptea. Fata, și eu câteodată o iau cu mine. Că eu spun, zic eu, mi-e o fata și o adorm. Și am adormit-o repede și acum... Eu știu că atunci când ați fost în studioul ăsta vorbeam de cât de greu este financiar pentru o familie cu tripleți. Atunci când apare un copil în familie, deja este așa complicat pentru că apar niște cheltuieli neprevăzute, soția nu lucrează și totul încărca soțului. Când sunt 2 copii e ceva și când sunt 3 copii e wow pentru ochii lumii, pentru presă, pentru pozele de la televizor. Dar atunci când închizi albumul de fotografii și întorci pagina, rămâi doar tu cu familia ta, cu 3 copii mâncăcioși, sănătoși, slavă Domnului, care trebuie ridicați. Da, într-adevăr, este greu, dar cea mai mare bucurie e că sunt sănătoși, frumoși și... Voi aveți un an și... Și 16, 1 an și 3 luni. 1 an și 3 luni, foarte micuț. Și voi cât aveți? 1 an și 2 luni. Da, diferența e mică. Păi imaginați când o să vă întâlniți în parc toți, 6? Andreea, și tu vrei să captezi toată atenția. Eu am înțeles, dar dă să ne întoarcem așa, să ne vadă și cei de acasă, să vadă ce plăcămare ești. Eu vreau să-mi vorbești despre formulele tale de siluetă, pentru că atunci când am împrăștiat pagina ta de Facebook să găsesc detalii pe acolo, te-am văzut de la plus size la SX, probabil. Și am zis, wow, femeia asta chiar a știut să jongleze cu kilogramele ei. Care a fost numărul maxim de kilograme pe care l-ai slăbit, nu știu, așa, consecutiv? 41 de kilograme. Câte kilograme ai acum? Că acum arăt bine, poți să zici. Nu, sună mult pentru mine, arată într-un fel, dar kilograme sunt multe. Sunt 74 de kilograme la ziua de astăzi. Arăți la mult mai puține, da, apropo. Dar de asta și permanent zic și fetelor mele că nu vă uitați la kilograme, dar uitați-vă la ceea ce vedeți în oglindă, cum arătați, cum vă place și felul cum vă simțiți. Căci eu am ajuns maxim la 69, chiar 68 și un pic și eu am înțeles că nu sunt kilogramele mele, deoarece la față eram prea slăbită și nici soțului nu-i plăcea, permanent îmi zicea că ești prea slabă. Și am revenit așa, 71-73, eu mă simțeam... Pic, dacă noi zicem, eu știu cum, femeile repede cu calculul în cap, 70 plus 41... Tu aveai 110-11 kilograme? Da, da. A fost din cauza tratamentelor hormonale, bănuiesc mai mult, pe care le-ai primit pe parcursul anilor? Hai să zic că a stresul, fost depresia. Ceva și, adică, 1% careva și asta. Dar, de fapt, toate eșecurile care le-am zis mai anterior mă ducea într-o depresie oarecare. Și normal, ce facem noi, de obicei, femeile în depresie? Trebuie cumva să ne calmăm. Și eu mâncam foarte, în exces dulciuri. Foarte mult, nu știu, kilogramele, cred că. Absolut totul, absolut, n-am să specific acum ceva, dar dulciuri, dulciuri foarte mult am mâncat. Practic, alt fel de mâncare, eu permanent spun, eu mănânc puțin, adică dulciurile nu le luam în calcul. Ca cu timpul să înțeleg că deja și asta îmi face o problemă foarte mare pentru a căpăta o sarcină mult dorită. Și medicii asta îmi spuneau că trebuie să slăbești și normal că. Și am început să studiez în acest domeniu. Chiar am făcut și studii, am și diplomă. Și încet, încet am făcut practică pe mine, să zic. Ai schimbat modul de alimentație în familie, în primul rând, atesa și pe Andrei? Nu. Nu? Niciodată. Noi ne alimentam și la moment ne alimentăm diferit.
E și mai complicat. Da. Ceva pentru un greșat, dacă găsești pentru Oleg, el o să se bucure, nu? Păi eu mănânc foarte mult, dar așa mi-e fileșagul. Mă lișudă. Când aud metabolism. Oamenii care mănâncă foarte mult și sunt slabi, eu zic, ăștia sunt favoriții soarte. Pentru că e una să ții dietă o viață întreagă și alta e să mănânci cât vrei și să arăți cum vrei. Să arăți bine, da. Da. E foarte greu, eu permanent zic, dacă nu țin sub control ceea ce mănânc, eu cred că în maxim 3-4 luni revin la ceea ce a fost. Deoarece sunt predispusă la obezitate. Spune-mi, te rog, e vorba de o voință de fier? Vreau să zic că întâi e vorba de dorință. Da? Adică dacă îți dorești cu adevărat, nu simplu stând pe canapea și uite, eu îmi doresc să slăbesc. Trebuie să începi să faci ceva, să activezi ceea ce vrei tu. Voința se reeducă pe parcurs. Eu nu zic că nu au fost lacrimi, eu nu zic că nu au fost transpirații, căci în afară de alimentație, eu am înțeles la un moment că e nevoie și de sport. Da, de slăbit fără de sport e posibil. Dar dacă vrei să ai și un corp să arăte cât de cât, e nevoie deja și de sport. Să fie un corp tonificat, forme, să-l remodelezi. Noi vorbim de perioada de până la sarcină, da? Ca să, da, să noi vorbim de perioada de până la sarcină. Primul motiv care era, asta era copiii, că au spus că... Da, eu îmi doream să slăbesc... Dar câte kilograme aveai când te-ai căsătorit? 67, dacă deci nu mă greșesc. Deci tu erai ok, erai destul de slăbuță. Da. Și nu era masă însărcinată atunci. Dar când am mers la colegiul că acum țin minte că aveam în genere 43 de kilograme. De asta și nu te-am văzut prima oară. Eu eram sub normă, căci kilogramele mele ideale ar fi 57 la înălțimea pe care o am. Dar eu aveam 43, adică eu practic am anorexie. Dar atunci țin minte că am avut ceva, o perioadă mai complicată. Mi-am ales un instrument destul de greu și nici nu avem puteri măcar să cântă, să suflu în el. Și am făcut un tratament ceva, deoarece mi-a scăzuse și vedere pe atunci și am primit eu... Cred că hormonale, nu știu că asta a fost foarte de mult. Și eu în câteva luni de zile m-a adăugat vreo 20 de kilograme. Eu cred că arătai bine atunci. Și era ok. Dar oricum, atunci mă simțeam deja grasă, țin minte. E clar, trebuie să ai motivație tare puternică. Așa cum a zis Andrei, copiii sau dorința de a avea copii, da, te-a făcut să dai jos 40 de kilograme. Apropo, surorile tale sunt slăbuțe, sunt plinuțe? Da, da. Sora cea mică e foarte slabă, e poartă, cred că mărimea XS. Ele te motivau și mai mult când te uitai la ele. Și normal că eu mă gândeam, de ce ele sunt așa, dar eu sunt așa. E permanent. Căci mulți îmi ziceau că, ei, este ereditar. La mine tăticul a fost o persoană destul de măricică, de vreo 140 de kilograme. Și eu cu asta mă compătimeam. Că eu seamăn tate, într-adevăr, eu eram fata tate, semănam lui. Și zic, cred că așa mi s-a sortit să fiu eu ca tata. Dar uite că am zis că am spart toate miturile și e posibil. E posibil chiar și cu careva probleme de tiroidă și cu ceea ce ține de ereditate. Adică am Dar reușești acum să motivezi și alte fete. Ai o comunitate a ta. Într-un fel sau altul, de la ideea de a slăbi singură, ai ajuns să fii un exemplu pentru alte fete care apelează la serviciile tale și cumva stând acasă cu copii, reușești, nu știu dacă să faci un ban, bine, pentru scutece probabil ți iese de ajuns. Știi ce îmi pare interesant? Tu ești jandarmul care le spui la fiecare oră ce să mănânce și câtă apă să bea? Nu. Nu mâncăm pe oare, nu stau ca jandarm asupra lor, deoarece le lăs mai liber ca să se reeduce ele pe, singure pe ele. Căci când stai așa, credeți-mă cum că ajungi... Cum pui înapoi. Da, pur și simplu renunț. Dar clar că eu mă strădui să le motivez cumva, să le explic că eu pot să vă ajut. Explicând, învățându-vă ce e corect, ce nu e corect, când, cât, cum, dar totul ține de voi. Absolut de voi. Că n-am să mănânc eu
în locul vostru. Zic, eu ce mănânc, corpul mă răsplătește pe mine, nici de cum pe voi. De asta, adică, cumva mă strădui să insuflu încrederea în sine. În primul rând să se iubească așa cum sunt, dar când fetele deja zic că gata, nu mai pot, nu simt motivația, eu zic, fuguța ți-a îmbrăcat costumul Evei și te uiți în oglindă. Îți place? Nu. Atunci foc la ghete. Dar dacă îți place, zic, te rog frumos, lași totul. Dacă așa îți place, mergi înainte. Nu știu, asta cred că e cea mai sigură motivație. Exact. Doamna Maria, discutați așa ca între fete acasă, iată, despre rețete, despre siluetă. Aveți timp pentru voi două dacă stați împreună? Găsim. Da, doar și soție la servici. Noi ambele stăm păi da, dar stați degeaba, măi, voi aveți treabă în casă. După sărbători, și mama și soțul au convenit cumva că hai că vor și ei să slăbească. Da? Necătând că eu mami nu-i spuneam nimic, cumva ziceam că da, ar fi ok, mai ales că având problema pe care o are, dar eu m-am apucat de soț, că nu e frumos să stai cu așa burtă, uite, nu e ok, ți-i greu ție, greu răsufli și o să apară și probleme de sănătate. Și uite, au fost ei cumva deja de acolo, dar nu tare, adică oricum am lăsat să decidă ei. Căci Andrei, și ai scos pâinea din mâncare? Și da, el în 4 săptămâni a dat jos 10 kg. 10 kg în 4 săptămâni? În 4 săptămâni, wow! Da. E și foarte sunt mult. Foarte mândru de el și mă bucur că tot și... Te-a ascultat! M-a ascultat, dar că sincer, mie, cu persoanele străine, cred că mi-e cu mult mai ușor să lucrez. Decât că când mă culcam, se începea că eu nu mai rezist, că eu nu mai pot, că eu vreau iar aceea. Iar salaturi, iar legume. Iar legume, ce mâncăm? Ca de obicei, iar legume. O, grecica, da? Iar grecica, da? Cam așa faci la noi. Cum e să locuiți cu ginerele la un loc? E foarte bine, pentru că eu îl simt ca... Înțelegi mult, poate. Ca băiat, eu n-am avut băieți. Și el ca băietul meu. Ei stăți ginerii la mine ca băieții ei, dar sunt prăștiați, nu sunt pe alăture. Dar el este alăture. Uh-huh. Știți cum se spune, ca să-ți iubească ginerile, fata trebuie să ai o relație frumoasă cu, da, cu el. Da, numai chiar, decât noi prima... nu ne... unul fără altul, ne sfătuim și... ce mâncăm, ce facem, ce... Nu e problemă de ei a... Ei mai mult discută în doi decât cu mine. Soția mânca, Tatiana mânca numai salate, dar noi da, ne gândim ce mai mâncăm altceva. Da, eu mă strădeam, mă așezam, repede mâncam, mă sculam și mă duceam, căci ei ce mâncau era dezastru pentru mine. Și ei, dar ei rămân și discută și mănâncă și iar discută și pentru mine asta era haos. Și am familie, să discută, să sfătuie, să ce mai facem mâine, ce facem pe mâine. Doamna Marie, îi spuneți uneori fetei dumneavoastră să mai plece capul că așa e într-o familie? Da, așa trebuie să fie, decât bătăi și scandale. Cum amu arată, e strașnic. Amu cum arată, e strașnic. Știți de ce v-am întrebat dacă e ușor să trăiești cu ginerile împreună? Pentru că atunci când este o familie formată, e greu să te baci cu regulile tale sau e greu să înveți și pe unul și pe celălalt, pentru că atunci când vă certați fiica, i-a zis și-o uitat. Atunci când vă certați ginerile, rămâne ce-o zis soacra. Da. Eu nu îndrăzesc niciodată. Nu se împlică. Da, mama permanent. Niciodată să ne unul altul să mergem contra. Trebuie să ne dăm cum, să ne apropiem. Contra nu trebuie să fie. Permanent îmi spunea. La noi a fost o serie alta de a trăit. La dânsă am ui alta de la tineret. Dar mă stărui, după ei mă dau. Fiecare cu serialul lui. Da, da. În primul rând am avut... părinții mei au fost un exemplu bun pentru mine. Nu am avut probleme de violență, la mine de certuri. Fost scandal. Tata a fost... tata eu îl asociez foarte bine. Adică soțul meu mi-am ales, cred că, ca după exemplul tatei. Tata la noi iubea foarte mult să pregătească mâncare. Eu vedeam cum el o ajută pe mama de sărbători, de hramul satului. Ei până dimineața ambii. Nu era genul că... Stă la televizor, dar tu ești femeie, tu faci. Facem repejor împreună și ne odihnim.
Și eu m-am străduit în primul an de cuplu, uite, cumva să implementez aceeași regulă. Nică încă de la început, mă rog, în dormitor, era cumva că tu ești jena, tu trebuie să calci, tu trebuie totul să pregătești. Și eu am zis, nu, nu, e ok, stai puțin. Eu merg la serviciu și tu mergi la serviciu. Venim, ambii intrăm pe ușă odată la aceeași oră. Păi cum, tu să te odihnești, dar eu încă până miezul nopții să lucrez. Zic, nu, nu, aici nu merge. Și am zis, ambii facem repejor, am mâncat și ne cătăm de treabă și ne odihnim împreună. V-am cunoscut preț de o oră și mi-a fost de ajuns să înțeleg că asemenea familiei o să reziste. Mai ales dacă au exemplu din familiile din care vin. Așa că vă doresc să fiți sănătoși, să vă fie părinții sănătoși, să poată să vă alinte, pentru că atâta timp cât mai avem părinți, mai putem și noi măcar din când în când să le punem capul pe umăr și să ne plângem de ale noastre. Pe tine te aștept cu toată familia în capitală, în sfârșit să vă vedem. Scena te așteaptă pe final, să ne creezi o atmosferă bună ca să mergem cu toții acasă împliniți, iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Și acum ne cântă un tătic de tripleți, Oleg Donțu. Azi petrec cu veselie la masa de sărbătoare și vreau să închinați cu mine vinișorul din pahare. Mă petrec cu multe neamuri care corabine o joacă, la botez, la nunți și hramuri rânduiala știu să-și facă. Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Ciocnesc pahare pline ca la zi de sărbătoare, vă urez numai de bine, mult noroc la fiecare. Bun de chef și voie bună cu oameni de omenie, aș petrece o săptămână așa cum îmi place mie. Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Dragă-mi este o vorbă veche, nu-i bogata cel cu avere și nu-i omul din pereche, cu bani mulți sau cu putere. Dar-i bogat și are parte, omul care fără teamă din bucata lui se împarte și la masa lui te cheamă. Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă? Cine a spus că viața-i grea, are mult necaz în ea? Cine spune că-i frumoasă, tot petrece în cap de masă?